Bună ziua și bine v-am regăsit la miezul problemei. Sunt Denis Ciulinaru. Astăzi vorbim despre schimbările climatice. Alături de noi, doamna Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua! Bună ziua! Ne bucurăm că sunteți în platoul emisiunii. Domnul Daniel Alexandru, șef departament agrometeorologie din cadrul ANM. Bună ziua! Și Ciprian Gălușcă, coordonator campanie păduri Greenpeace. Bună ziua. Bine ai venit alături de noi. Bună. Și desigur invitatul permanent al emisiunii, domnul profesor Mircea Coșa. Bună ziua, domnule profesor. Bună ziua. Domnule profesor, avem o pasiune comună. Am mai spus-o aici în emisiune, ne place mult literatura science fiction. Discutăm des despre cărți de science fiction, despre filme cu această tematică. De zeci de ani, oameni deștepți au încercat să privească în viitor, să vadă omenirea cu toate ale ei, și bune și rele, și cu dezvoltarea tehnologică, dar și cu schimbările climei. Multe din lucrurile pe care astăzi le discutăm într-o etichetă de actualitate au fost văzute așa, cu ochii minții, de acești scriitori de science fiction, oameni care au încercat să vadă felul în care vor evolua lucrurile, cărarea pe care va merge omenirea. Suntem astăzi într-o emisiune cu o temă extrem de importantă și pentru, nu știu, și pentru cei care conduc destinele omenirii și pentru toți oamenii, până la urmă, nu? Care se confruntă cu aceste schimbări ale climei. Vizibile, deja nu mai discutăm despre nu știu, statistici, lucruri abstracte. Sunt chestiuni pe care le simțim și le vedem. Și dacă iei în calcul ce se întâmplă acum, ca atmosfera generală asupra zonelor, să zicem, dezvoltate ale lumii, Statele Unite ale Americii, Europa, Asia de Sud-Est, și o să spun și de unde știu, există un fel de obsesie în legătură cu schimbările care au loc în lume acum. Știu pentru că, mă rog, lucrez de câtva timp la o lucrare în legătură cu schimbările în termeni economici și cum se pregătește România pentru ele și m-am documentat foarte mult. Este aproape permanent să scrie despre atenție, atenție, lumea se schimbă. Se schimbă economic, se schimbă meteo, se schimbă din punct de vedere al relațiilor interumane, moral, cultural, în sfârșit. Și atunci eu m-am întrebat dacă nu cumva această modă, ca să zic așa, are un element real. E greu de spus în ce măsură se schimbă lumea din punct de vedere al modelului economic. Uite, acum se vorbește chiar astăzi, e o veste foarte dură din partea femeiului, că vine o criză peste noi. Nu ne spune cum, de ce, în ce fel, dar fiți atenți că vine criza. De unde va porni și așa mai departe. Da. Dar în ceea ce privește vremea, aici nu mai trebuie să ne spunem nimeni nimic. Vedem ce se întâmplă, nu? Vedem că ninge în coasta de sud a Franței, torentele astea care au fost în Spania acum câteva zile, totul e aiurea, totul se dă peste cap. Noi nu prea mai avem ieri cum aveam înainte. Iarna pe ulița lui Coșbuc s-a terminat, e altă lume, alt tablou. E, din punct de vedere al relației noastre cu natura, lucrurile e greu de explicat. Dar din punct de vedere al relației noastre cu efectele naturii, foarte simplu. Și anume, noi suntem într-un real pericol de a ne schimba nu știu în cât timp. Meniu. Ce vom mânca, cum vom mânca, ce se va întâmpla. Relația noastră cu temperatura. Unde o să fie frig, unde o să fie cald, cu ce ne încălzim, cum ne amenajăm. Care sunt toate condițiile astea, creează o imagine a unui schimbări care trebuie să fie preconizată cumva din punct de vedere, să zicem, al decidenților politici, într-o manieră foarte clară. Categoric. Și atunci, astăzi, este un lucru extraordinar că discutăm cu specialiștii care pot să ne spună exact ce se întâmplă, dar eu sper că această emisiune să fie și un semnal de alarmă în legătură cu faptul că nu mai discutăm așa, îi las că o să fie. Nu, chiar o să fie. Schimbarea care chiar o să vină. Și atunci ce facem? Cum ne pregătim? Cum supraviețuim? Și înainte de toate să înțelegi, să ne străduim măcar să înțelegem ce ni se întâmplă. Schimbările climatice reprezintă marea provocare a omenirii pentru următorii ani. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că dacă omenirea nu va face mai multe pentru a combate schimbările climatice până în 2020, riscăm ca ele să devină ireversibile. A adăugat că efectele au fost resimțite în toată lumea în acest an, prin caniculă, incendii de vegetație, furtuni și inundații. În ciuda situației destul de complicate, omenirea încă poate gestiona eficient situația schimbărilor climatice și oficialul european a adăugat că
Ideea conform care inițiativele în acest sens sunt prea scumpe reprezintă o prostie. Pentru fiecare dolar cheltuit restaurând pădurile degradate pot fi recuperați până la 30 de dolari prin beneficiile economice și reducerea sărăciei. Doamna Bojari, vin la noastră. E clar că fenomenele la care asistăm sunt reale, exact cum spuneam în debutul emisiunii. Ce se întâmplă? Practic am modificat compoziția atmosferei. Scuze. Și acest lucru are efecte în tot sistemul climatic. Dar noi trăim practic într-o lume în care vremea și clima afectează toate activitățile. Și atunci e clar că... Nu e nicio problemă. Probabil asta se întâmplă tot de la schimbările climatice sau cel puțin de la calitatea aerului din București. Da. Pentru că vorbeam în această declarație și despre pădurile degradate, Ciprian, știu că tu te ocupi de multă vreme de această chestiune a defrișărilor în România. Da. Este un subiect, cum să spun, care a fost intens mediatizat și e bine că lucrurile au stat așa. Da, ne bucurăm că s-a întâmplat asta pentru că observăm rezultate bune, pozitive, din punct de vedere al implicării societății civile în combaterea fenomenului de tăieri ilegale. Aș vrea să menționez totuși, chiar dacă, mă rog, nu, poate că nu e cazul să intrăm în toate detaliile, aș vrea totuși să menționez ce s-a întâmplat în 2016 și în 2017 în ceea ce privește cazurile de tăiere ilegală, ilegale descoperite de autorități. În 2016 avem 42%, deci să zicem aproape jumătate din cazuri sunt descoperite de către cetățeni prin și semnalate, da, la 1, 2. E foarte important, da. E foarte important pentru că practic societatea participă și tu mai devreme, da, faptul că se mediatizează subiectul, faptul că discutăm despre asta, că e o parte importantă din existența noastră comună, e foarte benefică finalmente în felul în care administrăm pădurile, da, și combatem aceste tăieri ilegale. În 2017 avem cazuri în care avem cel puțin 3 județe în care cetățenii au descoperit peste 50% din cazurile de tăiere ilegală și apoi au sunat la 112. Da? Deci vorbim de cetățeni care au, mă rog, erau în pădure și au sesizat ceva sau vorbim de cetățeni care erau pe un drum public și au încercat să verifice dacă un transport de buștan are aviz sau nu. E bine, se pare că funcționează foarte bine ca noi cetățenii să fim activi, da? În procesul ăsta. Iată, am și niște cifre. 5 miliarde de euro, atât au câștigat în 27 de ani, hoții care au ras de pe fața pământului păduri întregi din România și au furat 80 de milioane de metri cub de lemn. Deci, când citești așa ceva... Da, e impresionant și problema e că, așa cum... Ai dat citire și textului ăstuia, de cele mai multe ori nu ne gândim la cealaltă funcție ale pădurii. De cele mai multe ori ne oprim la valoarea ei economică. O cuantificăm tot timpul în bani. Da. E bine, se pare cât că tocmai... Cât costă lemnul, ce facem cu el, unde se duce? Se pare că tocmai despre asta e vorba, nu în problema asta de mediu. Trebuie să înțelegem că pentru câteva din activitățile noastre, ca specie umană, să spunem, nu? Deci globale, nu suntem atenți și nu suntem conștienți efectiv de toate costurile implicate în respectivele acțiuni. Vorbim acum, știu eu, de producerea unor bunuri precum haine foarte ieftine, care au un cost de mediu ascuns. Ne cumpărăm de cele mai multe ori din magazine haine destul de ieftine, nu? Pentru că sigur, ne atrage prețul. Ne atrage prețul sau, mă rog, sunt și alte vari motive. Până la urmă nu ne permitem să plătim foarte mult pentru obiectele vestimentare. E bine, trebuie să înțelegem că foarte multe dintre ele vin din Asia se produc în zone în care producția nu e foarte bine reglementată. Și nici verificată și practic nu ține cont, da, de poluarea de mediu, de costurile de mediu pe care le avem. Foarte mult din această producție s-a externalizat așadar la nivel global către țări
în care mediul nu e o prioritate, în care respectarea mediului și protejarea mediului nu e prioritară. Și atunci... Degeaba observăm. Suntem atenți într-o parte a lumii, că în altă parte, departe de noi, mediul este afectat. Da, e adevărat, dar noi totuși, ca cetățeni, putem să combatem lucrurile astea, da? Noi trebuie să fim conștienți de felul în care consumăm lucrurile astea materiale din viața noastră, fie că vorbim despre mașina cu care mergem la serviciu și suntem singuri în mașină, știu eu, și facem un drum de 20 de minute, nu consumăm combustibil, stăm în trafic, mă rog. De la genul ăsta de, nu, de activități pe care le facem fără să le gândim foarte mult în ceea ce privește costul, impactul pe care acțiunile respective le au asupra mediului, până la bunurile pe care le achiziționăm. Ce să zic, ar trebui să fim conștienți, întorcându-ne la păduri cu toții, că putem schimba măsuțe de lemn în fiecare an, nu? Că exact. Până la urmă 100 de ani crește în 80 de ani. Adică trebuie să fim să conștienți de lucrurile astea, da. Și atunci când o să facem, o să reușim și din perspectiva de să zicem cumpărător, nu? Deci de simplu cetățean, prin lucrurile pe care le consumăm și prin obiceiurile noastre de consum. De consum. Exact, să avem un impact asupra situației chiar globale, la nivel global. Doamna Bojariu, revin la dumneavoastră. Deci, vedeți, e foarte interesant ce spunea Ciprian Gălușcă. Faptul că deja chestiunea asta trebuie privită în ansamblu. Sunt foarte multe discuții la nivel politic. Acum e o dispută întreagă pe acordurile astea internaționale. Vedem o atitudine destul de, nu știu dacă să zic ostilă, cred că de forță, a Statelor Unite. De ce este acest acord de la Paris atât de discutat și de... El totuși este un succes și are o filozofie cu totul nouă față de precedentul protocol de la Kyoto, care impunea doar țărilor dezvoltate reducerea de emisii și efortul în a combate efectele schimbării climei. De data asta participă toți, s-a semnat, practic este în vigoare și, foarte interesant, se pornește de la fiecare țară care își exprimă ținta de reducere a emisiilor, în așa fel încât să existe o abordare de jos în sus, nu ceva impus. Bineînțeles, însă se armonizează toate aceste ținte în așa fel încât ținta globală, reducerea creșterii temperaturii medii globale la sub 2 grade și cel mai bine în jur de 1,5 grade Celsius față de nivelul preindustrial să fie atinsă. Cumva se procedează într-un mod mult mai realist, pentru că nu e de ajuns ca numai un grup de state să reducă emisiile și nu e de ajuns ca numai câteva state să aibă legislație, să aibă costurile acestor lucruri, adică costul carbonului până la urmă, adevărat, iar restul să joace necorect, până la urmă. Care necorect. Sunt cei mai mari poluatori acum, dacă vorbim așa despre țări? China, pe primul loc, Statele Unite, și pe urmă, depinzând de felul în care luăm în considerare clasificarea, dacă considerăm pe țări, venim cu Brazilia, India, bineînțeles că și Uniunea Europeană ca un tot prin are o parte, economic, dar foarte interesant în cazul Uniunii Europene, tot vorbim de aceste dezbateri la nivel global. Mulți spun că nu se poate decupla dezvoltarea de carbon, de combustibilii fosili, că ori te dezvolți, și atunci emiți din ce în ce mai mult, da. Ori dacă reduci, înseamnă că nu te mai dezvolți. Nu e adevărat și Uniunea Europeană a demonstrat lucrul ăsta, pentru că cifrele arată că începând, bine, toată perioada din 90, dar hai să zicem totuși din 2005, atunci când efectele tranzițiilor în țările est-europene se face mai puțin simțit acest efect. Și dacă însumăm produsele interne brute ale fiecărui stat și avem un produs al Uniunii Europene, practic el a crescut
În timp ce emisiile au scăzut față de nivelul 2005. Uniunea Europeană a reușit această decuplare, se dezvoltă cu reducerea emisiilor, se poate. E adevărat că au existat aceste programe energie, climă, negociate cu toți actorii de pe piață și aici e un lucru interesant, cu statele membre în primul rând, dar nu numai. Au participat la discuții atunci când s-a pus problema aprobărilor și organizațiile non-guvernamentale și marile industrii. Evident că a fost o dezbatere, evident că fiecare a tras înspre partea lui și e un lucru normal. Acest tip de dialog în care toți actorii negociază e un lucru care cred eu că funcționează și cred că Uniunea Europeană, pe drept cuvânt, este lider în activitățile de combaterea efectelor de multe ori schimbării climei. Chiar forțând, știu eu, legislația pentru proprii cetățeni, întorcându-ne puțin și la țara noastră, domnule Alexandru Daniel, am aici o definiție, mi-am și notat-o. Auzim de multe ori vorbind despre deșertificare în România. Deșertificare înseamnă degradarea terenului în zone aride, semi-aride și uscat sub umede, cauzată de diversi factori, incluzând variațiile climatice, că vorbeam mai devreme, și activităților umane. Datele oficiale arată că suprafața agricolă a României ar fi de 14,7 milioane hectare, 64% reprezintă teren arabil, deci practic suntem așa pe un loc 6 în Europa, din ce am înțeles. Nu mai contează, că oricum importăm multe produse din nefericire, dar mi-a atras atenția ceva. 400.000 de hectare din suprafața asta agricolă a României sunt afectate în diferite procente de fenomenul deșertificării. Și sunt niște discuții întregi și pe zonele unde se întâmplă lucrul ăsta. Atât de rău stăm? Dacă nu luăm măsuri, în 30 de ani, aceste 400 de hectare ar trebui să le mulțim cu 3. Da, este foarte bine ca de fiecare dată când astfel de informații apar să fie foarte bine, cum să spun eu, analizate și solicitate părerile celor care se ocupă direct cu astfel de statistici, specialiști în domeniul în ceea ce privește solul și celelalte lucruri care derivă din activitatea omului asupra solului, pentru că de multe ori lucrurile sunt percepute într-un anumit mod, deseori nu neapărat alarmant, dar să spunem exagerate, da? Pentru că deșertificarea este doar un pas către degradarea solului. Deșertificarea e un proces care provine într-adevăr dintr-o definiție mai generală, dar în cel mai mult provine din utilizarea în mod extensiv, nu neapărat eronată, în utilizarea în mod extensiv, cel mai mare procent din cauzele care determină, să spunem, pașii către deșertificare, pentru că deșertificarea e capătul unui proces care durează cel puțin 50 de ani în cadrul unui teren, cea mai mare pondere o are pășunatul extensiv. Acele terenuri sunt cele mai mult expuse la astfel de fenomene, deșertificare care pas, cum am spus, către degradarea solului respectiv, care iarăși poate avea un timp de realizare apropiat de 100 de ani. Pășunatul extensiv, la fel și o agricultură extensivă pe un teren din care în mod permanent se scot substanțele nutritive din sol, la fel expus, să spunem că nu este exploatat corect și este expus. Poate o proastă rotație a culturilor. Este adevărat și asta, dar și pământul nelucrat poate fi supus unui desfășurării unui astfel de fenomen, foarte dar care nu într-adevăr îl definește. De exemplu, lăsatul terenului necultivat o perioadă, dar fără vegetație la suprafață, este expus eroziunii, vântului, ploilor, care contribuie la degradarea acestuia. Dezertificarea include mai multe aspecte în ceea ce privește degradarea solului respectiv. Atâtea aspecte biologice, atât aspecte chimice, deci proprietățile chimice ale acelui sol cu substanțele care le are și desfășoară activitatea, acestea se pierd. Și totuși, până când aceste calități ale solului, să spunem, dispar într-o proporție foarte mare, este un proces de durată. Într-adevăr, sunt terenuri care sunt predispuse în România, predispuse, accentuez, la deșertificare, fenomenul de deșertificare, îndeosebi în sudul Oltenii. Ne povestiți mai multe despre zonele țării unde se întâmplă acest fenomen. După pauza de publicitate, rămâneți cu noi în miezul problemei. Miezul problemei naționale, TV, am revenit alături de dumneavoastră. Vorbim astăzi cu oameni de specialitate despre schimbările climei. Domnule profesor, vin la dumneavoastră în debutul părții secunde din emisiune.
vor fi multe implicații în economie, nu? Dacă se vor lua toate aceste măsuri așternute în aceste acorduri internaționale semnate de cele mai importante țări, cum vedeți, nu știu, business-ul de pe planetă descurcându-se și cu această problemă? Foarte greu. Foarte greu, pentru că există astăzi în lume trei poli de putere economică, iar distanța dintre ei depinde foarte mult de industrie. Ori industria încă nu a ajuns în stadiu ca să elimine cu totul carbonul. Sigur că Europa a făcut progrese, dar progresele sunt, după unele studii, sunt temporare. Pentru că, pe de o parte, a folosit multă energie nucleară, care nu va mai fi folosită. Uite ce măsuri ia Germania, spre exemplu. În al doilea rând, a avut un progres extraordinar în energia regenerabilă. Da. A avut niște progrese foarte, foarte mari, dar care au adus costuri mari și ele. Deci, deocamdată, este un statu quo. Nu se știe exact ce o să se facă. China nu va ceda, pentru că dezvoltarea ei se bazează încă pe stadiul 2 și 3 al revoluției industriale, care înseamnă oțel, care înseamnă multă energo-intensivitate. Da. Apare India, care consumă și ea foarte mult, Brazilia pe partea cealaltă. Statele Unite ale Americii au un plan mult mai subtil. Adică, totuși, rolul lor în economia mondială nu mai e cel care a fost. Dar nici într-un caz nu vor renunța la primul loc. Pentru că ei dețin cel mai înalt nivel de tehnologie. De la ei pleacă totul. China se dezvoltă mult, dar elementele de bază a tehnologiei chineze vin tot din America. Deci, ceea ce face acum Trump trebuie privit puțin, nu neapărat în forma asta grotescă care a început să circule în lume. Există un plan care are o anumită rațiune. Locul întâi al Americii în economia mondială este America de China. Cum a reușit China să ia acest avânt? Pe două căi. În primul rând, folosind intrarea ei în Organizarea Mondială a Comerțului. Exact. Acolo i-a practicat măsuri și elemente de comerț pe care Statele Unite ale Americii le consideră astăzi și sunt, într-adevăr, contraconcurenționale. Pe exemplu, stabilitatea administrată a monedei chineze, fel de fel de tarife, de bariere comerciale netarifare. Se vorbește foarte mult de investițiile străine în China. Acolo este o barieră extraordinară. Totul e controlat. Tot e. Dacă vrei să investești în China, jumătate din investiție trebuie să fie a statului chinez. Deci chinezii au venit pe piața americană și în lume cu niște elemente de competitivitate care nu țin de economia adevărată. Sunt administrate. Trump vrea să rupă lucrul ăsta. Cumva. Va ajunge și la mediu. El deja a renunțat la ceea ce se întâmplă la Paris, la COP21, însă a renunțat pentru că are încă nevoie de ceva. Ceva care am discutat noi chiar înainte în pauză. El își face o foarte mare strategie de export a petrolului în momentul în care petrolul își va pierde rolul important. Da. Și rezerva extraordinară de gaze de șist pe care americanii o au acum va fi transportată prin lichefiere. Asta înseamnă din nou mare consum de emanație de carbon. Deci, deocamdată, nimeni nu vorbește despre o metodă, o politică infaibilă de reducere a emanațiilor de carbon. Ceea ce este astăzi la ordinea zilei este taxa carbon. Exact. Adică să introduci în costuri un element care înseamnă protecția mediului. Dar asta înseamnă să elimini o parte importantă a competitivității. De la țări cum sunt China, India, chiar Rusia. Ce facem noi? Ce nu facem? Știu dacă putem să dăm un răspuns ce facem. Nu cred. Pentru că noi ne ocupăm de schimbările climatice prin ce se întâmplă mâine, poimâine, luna viitoare sau cealaltă. Luați-vă umbrele sau nu vă luați umbrele. Ministerul de Externe de Comunicate, fiți atenți că la Atena plouă dacă vreți să plecați acolo și cam atât. Sau e furtună în Grecia? Deocamdată, România nu are o strategie de dezvoltare pe termen mediu. Da. Nu vorbim de termen lung. Se va lucra la o strategie pentru anul 2040. Ceva care ar putea să fie foarte serios. Să vedem. Trebuie să treacă prin Parlament o lege în sensul ăsta. Dar neavând o viziune pe termen lung, nu se preocupă nimeni. Vă dau un exemplu care este pe de o parte de râs, pe de o parte de plâns. Este combinatul de la Galați. Proaspăt vândut, din ce am înțeles. Așa, da. Proaspăt vândut.
Toată lumea s-a agitat că pierdem locuri de muncă și pierdem un combinat care reprezintă o fară a industriei românești. Adevărat. Lucrează vreo 4-5 mii de muncitori, exportăm. Pe de altă parte, este un mare element de poluare și de energo-intensivitate. Acolo este o bubă a economiei românești. Ce facem? Ce facem? Eu nu am niciun răspuns. Avem nevoie de el, pentru că altfel intrăm într-o situație economică proastă. Păi de altă parte nu putem să retehnologizăm, că nu e al nostru. Și nimeni nu va veni ca să facă aici o turnătorie de fontă și de oțelărie modernă. Că nu se poate, că nu mai vinde nicăieri, că e prea scump. Deci e prins între ciocan și nicovară. Ce am putea să facem noi? Cred că ar trebui să ne ocupăm, cum se ocupă Greenpeace, cum se ocupă și alții, de repararea unor pierderi din ultima perioadă. Păduri, știu eu, nu știu cum se poate repara ca să nu mai fie inundațiile astea permanente, dar ar trebui făcut ceva și aici. Adică lucrurile astea minore, într-un fel minore, noi, nu sunt minore, da. Dar care nu sunt la nivel global. Pentru că la nivel global noi iar avem ceva important, dar nu se spune. Suntem printre primele țări în Europa la energia regenerabilă. Dar am plătit-o noi. Noi cei care plătim electricitatea, pentru că acolo apare prețul, ați văzut, nu? Este energia verde. Deci am investit foarte mult pentru o energie pe care în anumite momente curată, dar nu știm ce facem cu ea. Cui o dăm și ce facem cu ea. Deci nici asta n-a fost bine gândit până la urmă. Deci ca o concluzie. Deocamdată noi suntem defazați. Asta e părerea mea. Nu ne interesează decât dacă plouă mâine. Noi ne uităm la televizor și știu că am văzut chiar când am plecat de acasă că sâmbătă, adică mâine și până o să fie frig și plouă. Că avem un weekend ploios. Și cu asta am terminat. Doamna Bojariu, multe fenomene extreme, chiar și la noi în țară, în ultimii ani, să zicem că nu eram obișnuiți, nu? Să vedem tornadă prin vestul țării. Cred că în urmă cu vreo 2 ani de zile, nu? A fost o furtună de genul ăsta pe la Timișoara, cred că avem și imagini pe fundal. Ce se întâmplă? De ce ne confruntăm așa dintr-o dată cu fenomenele astea? Dacă vorbim de tornade, să știți că ele au fost consemnate și în cronici, dar într-adevăr, fiind fenomene foarte locale, erau greu de prins în sisteme de observație în care ai stații meteorologice la 100 de kilometri depărtare una de alta. Acum, cu noile tehnologii, pe de o parte, cu expansiunea asta a prezenței umane peste tot și cu faptul că oricine acum poate să observe și să comunice fenomenul, apare o aparentă creștere a frecvenței tornadelor. Încă e greu de spus dacă e reală sau e datorată noii tehnologii de comunicare. Da. Nouă sau nu, de ce? Da. Pentru că fenomenele sunt de scară foarte locală. Ai câțiva kilometri de deplasare a tornadei, o jumătate de oră cel mult de manifestare a ei. Și atunci, dar manifestare violentă. Manifestare violentă, dar nu atât de violentă ca în Statele Unite, de exemplu. De exemplu, în Europa sunt anual în jur de 800 de tornade, în timp ce în Statele Unite sunt mult mai multe de ordinul miilor, dar și intensitatea tornadelor datorită caracteristicilor de relief, de climă, sunt total diferite. Intensitățile sunt mult mai mari în Statele Unite, acolo unde avem culoare, avem munții, avem culoarele pe care despart două oceane și atunci, bineînțeles, da, o intensitate mult mai mare. Dar există rațiuni teoretice care ne spun că am putea avea tornade din ce în ce mai frecvente și mai intense. Deci ne putem aștepta la fenomene meteo extreme. Da, și alte fenomene, da. Evident. Sunt fenomene până la urmă, de multe ori ceea ce ne frapează e intensitatea fenomenului, inclusiv ca specialist. Sunt fenomene caracteristice locului și timpului din an, dar cu o manifestare mult mai severă. De ce? Pentru că în atmosferă avem mai multă energie, avem o cantitate în plus de căldură și de umiditate și evident că în transferul acestor cantități de căldură și de umiditate avem manifestările mult mai energetice, mai severe. Încălzirea globală, până la urmă, nu înseamnă doar o creștere a temperaturii medii globale. Se modifică felul în care se transferă energia între uscat, ocean, în belișul de gheață.
se modifică evident și cantitatea, pentru că avem mai multă căldură, transportă mai multă căldură aceste sisteme de vreme și umiditate. Și ați văzut, au fost situații, spre exemplu, chiar la nivelul Bucureștiului, când aveam de face cu o zi, să zicem așa, senină, și dintr-o dată, nu știu, în 30 de minute lucrurile au fost complet schimbate, de o violență extremă, copaci căzuți, deci din păcate, o manifestare spontană, practic. Din păcate, în cazul marilor aglomerări urbane, vorbim de efecte care amplifică ce se întâmplă poluare, la scară globală. Nu? Da, și poluare, dar e vorba și de mediul artificial construit, care creează atâta o climă locală, exact. E vorba de așa numitul efect de insulă de căldură a orașului, dar nu înseamnă numai temperaturi mai ridicate în centrul orașului față de suburbii, înseamnă și modificarea felului în care precipitațiile cad în zonă, se modifică și felul în care furtunile se manifestă și trebuie să ne gândim întotdeauna când vorbim de aceste fenomene extreme și la un factor neclimatic, la expunerea societății noastre. Avem aglomerări urbane mult mai extinse, avem practic o prezență a omului care e pe scară din ce în ce mai mare și atunci expunerea la fenomene e mai mare. Pentru că practic pe lângă factorul climatic și o dezvoltare de multe ori haotică, o dezvoltare în care nu se ține cont de natură, practic amplifică efectele. Și atunci trebuie efectele. Să ne asumăm efectele. Da, trebuie să ne asumăm cum ar veni de două ori. Odată la nivel global cu aceste emisii care modifică compoziția atmosferei și modifică practic cantitatea de căldură și de umiditate din sistem, măresc, se încălzește, aerul cald conține o cantitate sporită de vapor de apă, se evaporă la suprafața oceanelor din ce în ce mai caldă, se evaporă o cantitate sporită, avem practic un sistem total schimbat. Asta la nivel mare. La nivel mic, cum ne gospodărim local? Orașe și localități pe care le dezvoltă alandala fără a ține cont de efectele micro, fără a ține cont de faptul că ar trebui să minimizăm efectele la scară mare prin gestionarea înțeleaptă a resurselor locale. Un oraș ca București ar trebui să țină cont de un raport între spațiu verde, spațiu albastru, adică corpurile de apă și spațiul construit. În Olanda există lege deja în care orice construcție nouă trebuie să vină cu o soluție de reținere a apei, tocmai pentru a combate inundațiile acestea urbane, pentru că izolând solul cu asfaltul acesta, apa nu se mai deci apa nu mai pătrunde în sol, da, și atunci sistemele de canalizare nu fac față, exact, da. Și atunci trebuie să găsești soluții și sunt soluții. De exemplu, ei imaginează structuri care atunci când plouă rețin apa. Apa rămâne pe urmă ca un inclusiv motiv estetic, dar în același timp se evaporă încetul cu încetul și pe timp frumos moderează temperaturile. Că, evaporându-se, influența, scade temperatura ușor și atunci are un efect de climatizare. Ciprian, vin la tine. Da. Foarte interesant ce ne spune doamna climatolog. Se mai taie copaci pentru rațiuni de astea imobiliare, cum ne spune dânsa? Mai devreme? Adică zone afectate de o astfel de gândire? Se mai întâmplă. Se întâmplă și în București, adică primim în continuare telefoane de la cetățeni îngrijorați de copacii de lângă bloc din Părculețul, de lângă blocul care au fost obișnuiți în ultimii 30 de ani și care dispar pentru că trebuie să se construiască un bloc cu 8 etaje, fie ceva magazin. Se întâmplă tăieri și în pădurile de pe lângă București pentru a face loc pentru dezvoltări imobiliare mari, care din păcate nu sunt gândite până la capăt în ceea ce privește infrastructură și ulterior oamenii se trezesc cu cartiere în care nu au, știu eu, nici un pic de spațiu verde. N-au absolut deloc spațiu verde, n-au acces pietonal, să spunem, nu pot circula pe jos și așa mai departe. Deci, în continuare, lucrurile nu sunt foarte bine gândite, reglementate sau controlate în teren, asta e clar, de către autorități. Aș vrea să mă întorc totuși un pic la ce discutam cu toții aici împreună mai devreme și la lucrurile pe care România le poate face
Când vorbim despre Românie, vorbim despre cetățeni, vorbim despre autorități, da? Suntem toți parte din problemă și din identificarea soluției. În ceea ce privește autoritățile, dacă... Cum lucrați cu autoritățile locale, spre exemplu, și naționale în chestiunea asta de defrișărilor? Lucrăm cu autoritățile naționale, lucrăm, din păcate, avem o legătură foarte bună anul ăsta cu Ministerul Apelor și Pădurilor. Funcționează destul de deficitar comunicarea între organizația de mediu și ministerul respectiv. Din păcate sunt niște probleme de transparență acolo, adică noi efectiv cerem din ce în ce mai mult acces la date, cerem să înțelegem ce se întâmplă pe teren, cerem să facem parte din grupuri de lucru în care să putem contribui, evident cu expertiza noastră și cu lucrurile pe care putem să le aducem la masă. Ni se refuză de cele mai multe ori accesul la aceste discuții, deci avem în continuare problema de transparență, da? Relația cu... O să vă pun o întrebare, scuzați-mă. Vă rog. Mi se refuză, adică nu mi se dă niciun răspuns sau mi se spune clar nu veniți? Suntem invitați pentru la... Pentru mine e o nuanță importantă, pentru că dacă se refuză clar contactul, înseamnă că e foarte grav. E foarte grav și dacă vă ignoră. E clar că suntem ignorați și când spun asta nu mă refer la organizațiile de mediu, mă refer aici la interesele, până la urmă, societății civile. Să nu uităm că România are jumătate din păduri, din fondul forestier aparține statului, deci este un bun public, jumătate sunt private. No. Pentru jumătatea publică, cel puțin, nu, statul ar fi obligat moral, nu, să aibă o relație foarte bună cu cetățenii în ceea ce privește felul în care alege să gestioneze, nu, această resursă. Da, ei bine, da. Din păcate nu se întâmplă asta și o spunem cu dezamăgire. Din păcate, ministerul nu vede în instrumente precum inspectorul pădurii sau precum inițiative cetățenești, oameni care sună la 112. Adică nu sunteți și... văzuți ca niște parteneri asta? Nu, asta voiam să spun. Nu numai noi, ci și cetățenii, că despre asta e vorba. Noi reprezentăm, nu, un grup al societății civile interesat de soarta pădurilor. Din păcate, împreună cu acest grup suntem excluși din discuții. Foarte. Aș vrea să mă întorc la un lucru important și să mai punctez o chestie. Ce s-a discutat acum la ONU, nu? Toate discuțiile de după raportul ăsta care descrie situația ca fiind alarmantă, da? Semnul al 13-lea ceas, da. Asta e clar. Ce e clar e că vor urma niște schimbări. În afară de cele climatice, e clar că vor urma și schimbări, să spunem, logistice în felul în care societățile funcționează. Asta e clar. Una dintre ele, și una la care România va trebui să contribuie, este renunțarea la producerea energiei electrice prin arderea cărbunelui sau a combustibilului fosil. În păcate nu ne mai permitem să facem asta. Și din fericire există în continuare potențial de dezvoltare pentru energii regenerabile. Deci se poate merge mai departe în direcția asta, în direcția dezvoltării astea. Va trebui să, ca până în 2030, să închidem așadar din exploatări și din aceste centrale, să închidem această activitate, va trebui să înțelegem ce se întâmplă cu oamenii care acum lucrează acolo, cu aceste orașe, zone monoindustriale, care vor avea o problemă economică. Și pentru care trebuie să găsim, soluții înainte de a, nu, și de a preveni până la urmă un al doilea val masiv probabil de migrație, să spunem, din România. Cu siguranță. Mă întorc la domnul Alexandru Daniel. Încercăm să facem un mix așa în emisiune, să vorbim și despre schimbările climatice și despre păduri, dar și despre sol. Pentru că vorbeam despre fenomenul de deșertificare mai devreme și rosteam niște zone. Deci, practic, dacă nu se vor lua măsuri, porțiuni din Oltenia, Dobrogea și Banat, dar și din Timiș, vor intra într-un proces de aridizare. Am eu aici niște date, dar cele mai vizate sunt zonele Mehedin, Dol, Jol, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Galați și Vaslui. Deci vedem puncte pe harta, da, țării.
solul în zonele respective este preponderent și este în mod normal predispus la un astfel de fenomen care, v-am spus, durează în timp totuși, între 50 și 100 de ani ca și procese, întâi desertificarea și ulterior degradarea solului respectiv. Dar solurile respective sunt soluri nisipoase, care au într-adevăr acest neajuns prin prisma faptului că, virgulă, particulele de sol respective nu permit reținerea apei în sol. Automat, când nu se permite reținerea apei în sol, se împiedică circulația elementelor chimice în solul respectiv, se împiedică funcționarea și desfășurarea activității microorganismelor care populează acel sol respectiv și automat că solul respectiv în timp își pierde proprietățile de a da viață, ca să spunem în ghilimele, în ceea ce privește utilizarea lui. Fie că e pentru agricultură, fie că e pentru pășuni, fie pentru orice altceva. De aceea există măsuri care se pot lua. Nu neapărat în principal cele cu irigații, pentru că este un lucru foarte necesar atunci când într-adevăr ai nevoie și îți permiți o investiție de acest gen, dar se pot planta perdele forestiere în jurul terenului respectiv, se pot utiliza soiuri care sunt mai adaptate mai la acel tip de sol, da. Pentru că în zona respectivă au început să se cultive soiuri exotice, care sunt mult mai pretabile pentru zona respectivă ca și tip de sol. Acest lucru e știut, nu este un lucru recent. Prin prisma faptului că cartarea solurilor a fost prima oară făcută în România în jurul anilor 1978-1980, acest lucru a fost știut. În perioada anterioară regimului de 89, deci se făceau investiții într-adevăr în zona respectivă ca toată zona să fie o zonă verde. Da, atât pentru zona respectivă, dar și pentru celelalte zone, pentru că deja nu putem să excludem de la problemele la care este supusă agricultura din punct de vedere a secetei. Seceta este un fenomen temporar. Un fenomen care e prezent o lună, două, trei pe an, ulterior se mai reface solul respectiv din punct de vedere a umidității și iarăși revine. Acest fenomen este din ce în ce mai prezent în aproape toate zonele din România. Nu neapărat și nu ne ducem spre desertificare cu acele zone, dar sudul României a fost și este preponderent afectat, utilizat în agricultură și este afectat de aceste temperaturi, că vorbim de schimbări climatice, de temperaturi foarte ridicate, de lipsă de precipitații o perioadă îndelungată. Că avem precipitații, de exemplu, în acest an am avut precipitații foarte multe. Da, a fost dar o vară ploiasă, foarte, da. Foarte mult într-o perioadă scurtă de timp, sau nu neapărat scurtă, că nu au fost precipitații de 24-48 de ore foarte mari, ci a plouat pe parcursul unei luni întregi, iunie și iulie. Sau cu cantități da. Foarte mari, care în momentul respectiv au făcut și lucruri pozitive în agricultură, dar și lucruri negative în agricultură. Pentru că impactul unor astfel de cantități foarte mari de precipitații pot să producă și avantaje și dezavantaje în agricultură. În perioada iunie, când e perioada de recoltare la grâu și la cereale poioase care au fost semănate în toamnă, este bine ca umiditatea în vop să fie în jur de 60-70%, astfel încât, deci nu numai în aer, umiditatea să fie mai scăzută ca grâul să poată fi recortat, să poată fi însilozat și pus în condiții în care acesta să reziste, să spunem, și pe deci, timpul ierii. Între soluții am găsit așa, nu un sistem mai bun de irigații, de preferat? Nu neapărat, nu? Dacă investiția respectivă merită o astfel de achiziționare de sistem de irigații și utilizarea apei, pentru că apa totuși este un produs foarte scump pentru agricultură, trebuie evaluată foarte bine situația dacă numai din punct de vedere al irigațiilor se poate rezolva problema în acea zonă din punct de vedere agricol. Și în păduri, eventual. Nu neapărat. Crearea în apropierea zonelor agricole respective a unui microclimat prin plantarea unor copaci. Aceștia aduc un plus și o protecție zonei respective în ceea ce privește expunerea plantelor la temperaturi ridicate, la lipsă de precipitații și implicit la insolație. Vorbim de insolație când vorbim de oameni, când vorbim de plante, vorbim de arșița solului. Pentru că, spre deosebire de celelalte domenii de activitate, orice impact în ceea ce privește fenomenele climatice obișnuite, precipitații, temperatură, au un alt fel de impact asupra plantelor decât asupra oamenilor. Adică plantele au niște praguri de rezistență față de temperaturi altele decât oamenii sau celelalte domenii. Au niște praguri de rezistență a unui număr de zile fără precipitații altele decât, să spunem, un sol care nu e utilizat în agricultură. Cât rezistă o cultură fără depinde, ploaie? Depinde ce a avut până în momentul respectiv. Acesta este un lucru foarte variabil și depinde și cum respectivul agricultor aplică tehnologia.
pentru că nu se mai pot respecta sau, mă rog, nu se mai pot utiliza tehnologii de cultură care erau în trecut. Pentru că atunci când solul, într-adevăr, nu era așa de mult expus, pentru că temperaturile oricum în ani au crescut foarte mult și fenomenul de secetă în agricultură e mult mai prezent și se pot lua astfel de măsuri. Și se iau de către, să spunem, mare parte dintre fermieri de acest gen, cum v-am spus mai înainte. La fel, se pot cultiva soiuri mai adaptate la acest fenomen de secetă. Adică să deci reziste... Cumva și agricultura trebuie să se transforme. De ce se transformă? Da. Pentru că Administrația Națională de Meteorologie și prin departamentul pe care reprezint și prin consorțiile la care este parte, participă alături de fermieri în proiecte internaționale în care se găsesc și se alcătuiesc ghiduri de bune măsuri, de măsuri practice, care pot fi luate în agricultură, mă refer la acest domeniu, dar și în alte domenii, în agricultură, prin care să se poată adapta agricultura la aceste schimbări climatice pe care le trăim. Ce tip de culturi, spre exemplu, ar putea dispărea în următorii ani? Nu neapărat poate să dispară tipurile de culturi. Se pot utiliza soiuri și hibrizi ale culturilor binecunoscute în România, grâu, porumb, floarea soarelui, etică, care au o perioadă mai scurtă de vegetație. De exemplu, să fie semănați în toamnă, mai timpuriu, și să nu apuce, să spunem, perioada că deja seceta în România începe să fie prezent în ultimii ani, începând din primăvară, nu mai vine numai în vară. Deci avem deja din aprilie secetă. Și automat, dacă au o perioadă mai scurtă și sunt soiuri care au o perioadă mai scurtă de vegetație, reușesc să-și termină perioada de vegetație înainte ca solul respectiv, în zona respectivă, să fie expusă la secetă. Se poate face recoltarea, se poate obține o calitate și o producție mai bună. La fel, soiurile de hibrizi de porumb și floarea soarelui semănați mai timpuriu, în aprilie, care au o perioadă mai scurtă de vegetație, înainte să intre în lunile de foc, în ceea ce înseamnă iunie, iulie și august, anul ăsta a fost o excepție, nu a fost cazul, așa, astfel încât ei să poată să ofere o producție înainte de apariția acestui fenomen, care practic să diminueze nu numai calitatea produsului respectiv și cantitatea, dar și calitatea solului. Corect. Mulțumim mult. Ne întoarcem după pauză. Vom întreba ce fel de iarnă vom avea. Stați cu noi în miezul problemei. Miezul problemei Național TV, am revenit alături de dumneavoastră, vorbim despre schimbările climatice, avem și mesaje din partea telespectatorilor. Aurel din Cluj-Napoca: se vor reduce vreodată noxele sau ne îndreptăm spre un dezastru? Elena: Iași trebuie ca planetă să fie mai puțin influențată de noi oamenii pentru a nu se ajunge la aceste probleme climatice. Iar Victor Dâmbovița: tăierea brazilor este foarte nocivă pentru planetă. O să vină discuția acum pe final de an despre brazi, cu siguranță. Doamna Bojariu, vin la dumneavoastră. Am promis telespectatorilor încă înainte de pauză ce fel de iarnă vom avea. Că auzim tot felul de vești de pe la specialiști europeni că o să fie o iarnă cumplită, cum n-am mai văzut de jumătate de secol. Ce ne așteaptă? Așa, în câteva cuvinte. E bine atunci când citim o știre să fim atenți la sursa ei, să edificați că e vorba de o sursă autorizată, de un serviciu meteorologic sau de un centru meteorologic sub umbrela, de exemplu, a Organizației Meteorologice Mondiale. Asta ca o reflecție generală, pentru că trăim într-un timp al știrilor false. Și, pe de altă parte, trebuie știut că estimările prognostice cu o anticipație mai mare de 2 săptămâni au o precizie mult mai mică decât cea cu care suntem noi obișnuiți de la o zi la alta. Și precizia scade cu cât intervalul de anticipație mai mare. Spre exemplu, un lucru pe care l-am auzit în legătură cu iarna ce vine este că vom avea zăpadă în România mult mai devreme anul ăsta. Nu se poate face o estimare cu un grad de încredere suficient de robust din punct de vedere științific în acest sens. Vă spun sincer, există modele climatice și marile centre, inclusiv centrul european cu care noi avem schimb de informații, dar schimb inclusiv de produse, practic în mod operațional. Dar trebuie spus că pentru Europa posibilitatea de a avea astfel de prognoze cu grad de precizie mare, în general, nu s-a dovedit a fi foarte bună. Sunt mai predictibile zonele, ce se întâmplă în zonele tropicale, de exemplu, deasupra oceanelor. Ăsta e sistemul climatic. Bineînțeles, sunt unele informații, dar ele trebuie luate cu grăuntele de sare necesar. Ce vă pot spune e că, așa cum până acum fiecare anotimp a fost punctat de fenomene extreme, și în România, ca peste tot în lume, vom avea o iarnă care va avea și episoade cu fenomene extreme. Asta e clar. Din păcate,
Știința, nivelul științei acum, nu ne permite să specificăm detalii de acest tip. Când va fi viscolul, ce intensitate, putem spune că vor exista și episoade de viscol. Și că, din păcate, există o tendință de a avea manifestări din ce în ce mai severe, tocmai pentru că avem această încălzire globală, care nu înseamnă doar creșterea temperaturii, înseamnă un schimb diferit de energie între părți ale lumii, între componente ale sistemului. Deci, practic, la momentul ăsta nu știm dacă vom avea o iarnă mai grea decât cea care a trecut. Nu știm, dar știm statistic vorbind că în anii și deceniile ce vin, pe fondul încălzirii globale, va crește și temperatura medie de iarnă, asta ne excluzând de episoade limitate în timp cu temperaturi coborâte. Tendința este de a avea o strat de zăpadă mai puțin extins și cu grosime mai mică, și asta aduce probleme, de exemplu, în agricultură, pentru că zăpada, cum spunea colegul meu, asigură o reîncărcare foarte eficientă a solului, o pregătire a lui pentru primăvară și vară. Da. Se pot face anumite precizări, dar cu un grad relativ mai bun de încredere din ceva noiembrie. Mai aproape, din noiembrie, da. Deci, practic, dar ne putem aștepta clar la fenomene extreme. Și în această iarnă. Și în această iarnă. Domnule Alexandru Daniel, o întrebare foarte bună, ridicată de Ciprian în pauza de publicitate, dar foarte scurt. Agricultura, sigur, în chestiunea asta cu încălzirea globală, e și victimă, dar este și producător de poluare? Da, ca orice sector economic, agricultura și ea produce poluare prin faptul că se administrează îngrășăminte. Îngrășăminte, erbicide, fungicide, în total pesticidele, care sunt utile și necesare în agricultură, atât pentru creșterea plantelor, dar și pentru combaterea împotriva buruienilor, bolilor, dăunătorilor. Cu timpul, aceste lucruri se pot înlocui și se înlocuiesc treptat cu soiuri mai rezistente la astfel de boli, dăunători, burieni și la asigurarea unei mai bune concurențe la apa solului, pentru că burienile concurează plantele din cultură la extragerea apei din sol și a substanțelor nutritive. La fel cum v-am mai zis mai înainte, soiuri adaptate și pentru condiții climatice deosebite, dar și pentru rezistența la boli, dăunători și alți factori care, într-adevăr, pun în pericol creșterea și dezvoltarea culturii respective, dar și a calității producției respective. Este un cerc în care trebuie reglat cu foarte mare atenție, finanță. Pentru că orice extragere din context a unui element din această verigă, în ceea ce înseamnă acest sistem complex sol, plantă și climă, totul trebuie să fie păstrat într-o anumită limită pentru a nu schimba acest dezechilibru. Deci trebuie să fim atenți și atunci când utilizăm, ce soi utilizăm, ce hibrizi utilizăm și ce substanțe. Și ce substanțe utilizăm și cantitatea acestora, bineînțeles. Solul are nevoie de regenerare, solul are nevoie de apă în sol și trebuie și putem să păstrăm apa în sol chiar dacă este puțină prin diferite tehnologii de cultură, așa numitul no tillage, un număr redus de treceri cu utilajele agricole peste solul respectiv, care nu tasează solul, nu-i face crustă și permite solului să respire, să facă schimb de oxigen și substanțe cu natura. Ciprian, vin la tine. Un minut. La Greenpeace bănuiesc că veți continua să urmăriți felul în care se taie pomii. Sigur că să continuăm să facem asta, mai ales pentru faptul că am discutat foarte mult despre probleme, despre generatori de probleme, despre generatorii schimbărilor climatice, da? Cărbune, agricultură intensivă. Pădurea e o soluție. Ajungem și la soluție, pădurea absorbe carbonul, îl magazinează. Deci automat va trebui să fim mult mai atenți la cum gestionăm resursa asta. Suntem în 2018 și în continuare avem tăieri ilegale. În continuare avem un management silvic defectuos la nivel național. Și puțin transparent, cum spuneam. Și nu avem o strategie națională de împăduriri. Da. Din păcate. Domnule profesor, un chip de concluzie la final. Păi, concluzia mea este, modificări sunt, încă nu e foarte grav, pentru că doamna Bojariu ne-a spus că nu știe cum o să fie în iarna asta. Va fi foarte grav când ne va spune, nu știm dacă o să mai fie iarnă. Așa de repede se modifică tot. Da.
din păcate. Simt că o să mai facem o emisiune pe această temă. Doamna Roxana Bojariu, climatolog, mulțumesc mult pentru prezență mulțumesc și pentru informațiile oferite astăzi în emisiune. Alexandru Daniel, șef departament agrometeorologie din cadrul ANM. Vă mai așteptăm alături de noi să ne vorbiți despre fenomenul de certificare. Ciprian Gălușcă, coordonatorul campaniei Păduri Greenpeace. Mulțumesc mult. Domnule profesor, o seară liniștită, un weekend frumos. Săptămâna viitoare avem o ediție interesantă despre credite. Știu că e un subiect despre care vreți să vorbim. Și aici sunt niște schimbări. Da, și acolo sunt niște schimbări. Atât pentru această săptămână. Sunt Denis Ciulinaru. Toate cele bune.